Primii beneficiari ai programului Tomate 2017 și-au scos producțiile pe piață. Viorel Mnere din Bălan, care beneficiază de sprijinul guvernamental prin programul Tomate 2017, a scos astăzi prima producție de roșii din acest an pe piața din municipiul Zalău. În piața de la Astralis l-am întâlnit astăzi pe Viorel Mnere, care deține sere în localitatea Bălan. El, numărându-se printre cei peste 40 de producători înscriși în programul Tomate 2017, care au efectuat recoltarea produselor din serele proprii. Ne-am gândit să inițiem acest program, e foarte bun programul, avem niște solarii încălzite, deci folie dublă, automate, deschidere automată, folie dublă, încălzite și s-o investi și niște bani și bun programul, dar la noi e foarte greu de făcut, că e zonă rece. E zonă rece. La noi nopțile sunt foarte reci și trebuie multă căldură. La roșiile trebuie căldură și le trebuie soare mult să-și facă fotosinteză. Nu contează că sunt solar sau că sunt afară, trebuie să-și facă fotosinteza. Deci, altfel, dacă nu-i ziua călduroasă și nopțile destul de călduroasă, trebuie o temperatură peste 15 grade și noaptea. Și la noi a fost la 0 grade în luna mai, aproape noapte de noapte, a fost la 0 grade noaptea. Și atunci... Ați acționat atunci? Și am stat noaptea și am făcut foc. Am băgat pe foc și cu sobe cu ventilator. Ventilatorul ventila aerul cald în solare și am menținut temperatura la 12, 14, 15 grade, am menținut noapte de noapte. De ce suprafață vorbim acolo la Bălan și de ce cantitate de producție? Deci suprafața e de 10 ari și eu zic că producția va fi frumoasă, 7-8 tone. Deci ne gândim să, deci până, nu numai acum, perioada asta, deci până la toamnă. Potrivit directorului Direcției Agricole Sălaj, Valentin Duca, producătorul din Bălan se numără printre cei 40 care au accesat acest program. Primele legate de ajutorul de minimis conform HG-ului 39/2017, în care se acordă cultivatorului de tomate 3.000 de euro pe suprafața de 10 ari, cu condiția să livreze cel puțin 2 tone de tomate pe piață. Cumulat, perioada 1 ianuarie 31 mai, dar trenul s-a prelungit până în 15 iunie sau din 1 noiembrie până în 20 decembrie. Tânsul este al doilea producător care reușește pe piață cu tomate conform acestui program. Primul producător care a reușit pe piață este domnul Bodea din Hida, care în momentul de față a livrat în jur de o tonă jumate pe piața din Cluj. Tânsul acolo își desface piață. Dar dânsul este al doilea producător care a reușit pe piață. Urmând ca următoarele zile să mai avem vreo 3 sau 4 producători care vor reuși să iasă pe piață până în data de 15 iunie pentru a putea beneficia de acel ajutor de minimis de 3.000 de euro. Pentru această etapă de câți beneficiari vorbim la nivelul județului Sălaj? În total avem 43, dar din care pe prima program, pe prima perioadă, pe primul ciclu de producție, să mă refer mai concret, mai tehnologic, vor fi vreo 5. Dar în acești 5, probabil vreo 2 vor realiza întregime cele 2 tone, urmând ca ceilalți să înființeze culturi în ciclul 2 cu livrarea în perioada 1 noiembrie 20 decembrie. Există și producătorii care vor intra în producție cu culturile în cea de-a doua etapă a proiectului. Sumele alocate pentru beneficiar se ridică la 3.000 de euro pentru suprafața de minim 1.000 metri pătrați cultivată.